coafarea parcului înconjurat de blocurile de pe strada Angel Salini a demarat în urmă cu ceva timp. Locatarii zonei susțin că înaintea localelor și s-a încheiat cam tot atunci. Problema este că iarba a fost unsă doar pe jumătate din parc, restul fiind acoperit și acum cu burieni înalte de peste un metru. Mai exact, jumătate din părculeț arată omenește, în timp ce cealaltă jumătate s-a transformat într-un hățiș ai domacelor dintr-o junglă. În plus, locuitorii din zonă mai au o problemă și anume cea a patrupedelor de companie care sunt aduse aici de către stăpânilor pentru a scăpa de cele câteva sute de grame de surplus post-alimentar. Parcul ăsta îl știu de 50 de ani. Era gospodării de noi, fără primărie. Acum e gospodării de primărie, au zis că este spațiu public. Și pentru că e gospodării de primărie, se vede rolul și modul în care e gospodărit. Pe bucățele. Când a fost campania electorală, s-a tuns. După campanie, nu s-a mai tuns. La mine, spre exemplu, pe Dragalina, numai jumătate din bloc e cosit, jumătate l-a uitat. Și parcul, într-adevăr, trebuie cosit. Acum, cinstit, cum ar fi aici, pe nu știu ce, sunt oameni care pot, care mai tine și știu să dea cu coasă, ar mai putea să facă și ei. Mai rău este că acest parc a fost foarte frumos amenajat acum câțiva ani, însă de 3 ani nici rondurile de flori, dacă puteți să le filmați, nici rondurile de flori nu s-au mai amenajat, în sensul că nu s-au mai plantat flori. Sunt 1, 2, 3, 4 ronduri care, uitați, sunt pline de bălării. Dar, domnul, pentru că locuiesc în acest mini-cartier, sunt foarte nemulțumită din cauza câinilor. În fiecare seară, acest parc este plin de vecini, și de la bloc, și din acest cartier, care își plimbă câinii. După ploaie, este un miros insuportabil. Eu aș mai deschide geamurile de la camere, să aerisesc camerele după ploaie, când e aerul curat. Dar nu se poate pentru că intră miros de urină. Pur și simplu, acest parc a ajuns latrina câinilor din cartier. Din cauza asta sunt mult mai nemulțumită decât de amenajarea parcului. În ceea ce privește lipsa băncilor din parc, locatarii blocurilor din zonă sunt mai mult decât mulțumiți de acest aspect. Nu de alta, dar după cum susțin aceștia, existența unor astfel de șezători iar atrage pe consumatorii de licori bahice, fapt ce ar perturba liniștea cartierului, locuit în special de către persoane în vârstă.